Te pasionează bijuteriile? Că da, atunci te aștept la Fundația Calea Victoriei, pe Popa Soare 40. Eu sunt mămica Narcis, sunt istoric și am încercat să aflu povestea unor bijuterii care au făcut istorie, dar și a unor bijuterii contemporane. Călătoria noastră va începe în antichitate. Vom discuta despre niște bijuterii care țineau de marile curți regale pentru a ajunge și imperiale, bineînțeles, pentru a ajunge apoi în Evul Mediu și în Renaștere. Vom vorbi de diademe faimoase, de inele de logodnă și de căsătorie, de cingători minunate care se completau costumele bogate cu sute cu fir de aur. Nu vom uita însă și de alte accesorii și de detalii legate de modă, fiindcă nu putem vorbi de o istorie a bijuteriei fără să vorbim de istoria modei. Călătoria noastră se va încheia în secolul 20, când vom studia câteva aspecte legate de designul modern. De exemplu, vom admira minunatele bijuterii la LIC, vom afla cum Art Deco-ul a influențat pariurile de diamante de la diverse curți regale. Vă aștept cu drag!